Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine ați venit la o nouă etalare, dragii mei dragi! De data aceasta o etalare pe plan sentimental, emoțional, să descoperim, să aflăm mai multe despre relația în care vă aflați, despre persoana la care vă recomand să vă gândiți și să vedem ce simte, ce face, cum este această persoană și ce se va întâmpla viitorul apropiat. Cum vedeți aici, voi folosi diferite oracole pentru a afla mai multe amănunte. Da, sunt curioasă să aflăm mai multe detalii. Deci vă recomand să vă gândiți la persoana dragă vouă și este o etalare atemporală, valabilă când o veți vedea. E valabilă pentru doamne cât și pentru domn. Și nu uitați să luați doar acele mesaje și detalii cu care rezonați. Vă mulțumesc că sunteți alături, că mă susțineți, vă îmbrățișez strâns pe fiecare, măcar virtual, dacă nu se poate fizic, și haideți să aflăm mai multe despre această persoană. Haideți să o spiem un pic. Dacă doriți o etalare în privat, cu mare drag, îmi puteți scrie la adresa de mail, se află dedesubtul acestui videoclip. Haideți să vedem pentru voi, dragii mei raci, cu luna sau ascendent în zodia rac. Cum este persoana la care vă gândiți? Ce face această persoană? Haideți să vedem. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, pentru zodia rac, luna sau ascendent în zodia rac, văd pe cineva aici care are părul albastru, frumos, albăstrui, deschis, parcă ține într-o coadă sau îl împletește pe o parte. Haideți să vedem, parcă are și părul ondulat. Poate cred că veți aduce o schimbare de stil, de look. Sau persoana la care vă gândiți este così mai extravagantă, este așa mai extravagantă. Haideți să vedem pentru zodia rac. Da, este o persoană frumoasă, o persoană care îi place să fie în centrul atenției, care e la modă, care îi place să aducă schimbări. Sunteți o regină a frumuseții dacă sunteți dumneavoastră această persoană. Sunteți în centrul atenției, străluciți mai mult ca niciodată în această perioadă. Haideți să vedem. O adorați. E o persoană care trage privirile și văd și pe cineva care are părul negru în coadă, lung. Ce face persoana la care vă gândiți? Zodia rac. Luna sau ascendent în zodia rac. Da, haideți să vedem. Văd că această persoană, cum am zis, strălucește, da? Este în centrul atenției, intră în contact cu foarte multe persoane, văd că în momentul de față e posibil să fie mai strălucitoare, să fie mai atrăgătoare, să atragă privirile, să fie mai deschisă pentru a intra în legătură cu mai multe persoane, în contact cu lumea, cu oamenii, o persoană sociabilă. Văd că e o persoană care vă face un cadou sau v-a surprins, v-a făcut o surpriză plăcută. E posibil să fie, în momentul de față, această persoană să fie deschise unei noi iubiri sau unei noi relații. Văd că este, vrea să cunoască o persoană nouă sau este o persoană liberă, poate ați cunoscut-o de curând, sau această persoană, ați început o nouă iubire cu această persoană, s-a deschis aceste iubiri, da? Poate vă face un cadou sau vă va face un cadou în prezent sau poate o surpriză plăcută, nu neapărat un cadou, dar vă va lăsa un plăcut surprinși. Îmi spune despre o nouă persoană sau despre o nouă relație, despre un nou început. E posibil să fi întâlnit această persoană și să fie o persoană nouă sau să fi început o nouă relație cu această persoană. Vreau să zic că sunt anumite blocaje aici. Cineva are anumite frici. Cineva nu vrea să se libereze de control, este reținut sau reținută. Parcă nu mai doriți să suferiți, nu mai doriți să fiți, nu mai doriți ca alte persoane să vă facă să sufere, nu mai doriți să fiți înșelate, nu mai doriți să fiți dezamăgiți, dezamăgite. Și cineva parcă încearcă să controleze emoțiile sale, sentimentele sale. Poate această persoană sau dumneavoastră doriți să vă reluați puterea înapoi, doriți să vă eliberați de un ex sau de o exă sau de o energie negativă din trecut, de o traumă, de o suferință. Pentru că dacă nu, aici va aduce obstacole, va aduce amânări.
Sunt anumite blocaje. Sau doriți să controlați această nouă relație, această nouă situație, sau doriți să controlați emoțiile, sau această persoană dorește acest lucru. Pentru că nu vrea să aibă probleme, nu vrea să sufere, cum vă ziceam, nu vrea să-și facă probleme. Da? Sunt anumite obstacole care apar din cauza acestui control. Puteți să știți că dacă dumneavoastră controlați emoțiile, sentimentele sau fiecare pas care îl faceți, nu faceți altceva decât să obstaculați, de ce în română nu mai știu, nu faceți altceva decât să opriți energia acestei relații, ca această relație să decurcă de la sine. Sunt anumite aici obstacole, sunt anumite amânări, schimbări de situație, schimbări de poziție și de acolo această nevoie de a controla. Haideți să vedem ce va face această persoană. Poate fi un capricorn aici, poate fi un semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar și un semn de foc, bebec, leu, săgetător, de ce nu? Haideți să vedem ce va face această persoană pentru voi, dragii mei, dragile mele. Haideți să vedem ce va face această persoană pentru cei care vor vedea. Sunt persoane dintre voi care au trecut printr-un divorț sau au trecut o experiență de despărțire, de separare, de rupere a unei relații și de aceea vă e frică, cum am zis. Ați fost destul controlați sau manipulați și nu mai doriți. Și parcă văd că ați întâlnit o nouă persoană, dar vă puneți blocaj, amânați sau spuneți nu, pentru că nu mai doriți să suferiți. Nu mai doriți să fiți manipulați de iubire, de o nouă persoană. Haideți să vedem ce va face persoana care vă gândiți. Sau poate fi o persoană divorțată sau și el sau ea amână sau își controlează emoțiile, sentimentele și vrea să-și ia puterea înapoi. Cineva își vrea să divorțeze, să se separe sau cineva a divorțat. Ce va face această persoană? Va divorța, da? Pentru cei care vă regăsiți, ce va face? Se va muta într-o nouă casă sau s-a mutat într-o nouă casă. Cineva aici a schimbat rezidența și cineva se mută într-o casă nouă sau se mută cu partenerul sau partenera. Eu ce va face? Da. Da, se va muta. Vedeți că norocul este de partea dumneavoastră. Ce va face această persoană? Se va muta dintr-o casă sau vă veți muta împreună. Cineva aici s-a divorțat. Dacă ați divorțat, văd că va fi o schimbare și va reveni această persoană. Și este o mare da, norocul este de partea ta. Da, cineva va pleca, va schimba o casă sau o rezidență. Haideți să vedem ce vrea să vă spună această persoană. Ce vrea să vă spună? Ce vrea să vă spună această persoană la care vă gândiți, dragii mei? Pentru voi, zodia rac, luna sau ascendent în zodia rac, ce vrea să vă spună persoana la care vă gândiți? Cineva aici a fost într-o relație de trio și văd o despărțire între două persoane. Cineva a fost într-o relație de trio. Hai să vedem ce vrea să vă spună persoana la care vă gândiți. Mulțumesc! Vrea să vă spună că dacă nu sunteți unul lângă celălalt, vă visează, se gândește la dumneavoastră, vă gândește peste zi, visează la să vă aibă alături, să vă aparțină. Îi pare rău că nu a acționat cum trebuia să acționeze și că a pierdut oportunități și că ce a făcut nu trebuia să facă, că ar fi trebuit să facă altfel, că nu a acționat cum trebuia și îi pare rău.
de acel trecut, de acele situații din trecut, ce s-a întâmplat între voi doi și nu s-a exprimat cum trebuia sau nu a fost îndeajuns de romantic sau romantică, nu a făcut acel gest romantic, nu v-a oferit o floare sau a fost mai reținut, reținută și îi pare rău că nu s-a exprimat mai bine în ce vă privește, nu și-a exprimat sentimentele, emoțiile pentru dumneavoastră, că a fost indecis, a fost confuz de a lua o decizie și știe că v-a rănit prin acest lucru, că nu a fost în stare să facă ce trebuia să facă, acel pas și acest lucru v-a rănit. Haideți să vedem ce se va întâmpla între dumneavoastră și persoana la care vă gândiți, ce se va întâmpla în viitorul apropiat, ce se va întâmpla în viitorul apropiat pentru voi, dragii mei raci, între dumneavoastră și persoana la care vă gândiți. În viitorul apropiat, ce se va întâmpla? Mulțumesc! Cineva văd că pleacă propriu, se mută într-o altă casă. Nouăle de monede. Văd aici pe cineva care ajunge la echilibru sau financiar, se bucură de abundență, se bucură de o intrare de bani, se bucură de asta, mai mult singur sau singură. Văd că între dumneavoastră și această persoană, văd că cineva va prefera să stea un pic singur sau singură și să-și regăsească independența și chiar echilibru fizic, emoțional. Se va bucura de singurătate, da? De acele momente cu el sau cu ea. Cu șaptele de spade și cu nouăle de beți aici văd pe cineva care va fi mai atent. Știe că va reveni, știți că această persoană va reveni în viața dumneavoastră. Știți că această persoană vă poate minți din nou și parcă sunteți pregătiți pentru luptă, pentru atac, pentru a vă proteja, pentru că ați mai mâncat, adică s-a mai repetat această situație în trecut și văd că sunteți acolo pregătiți să luptați. Vă văd un pic răniți, dar parcă se repetă o situație din trecut și parcă sunteți așa pe poziție de a lupta și veți câștiga dacă veți face acest lucru. Văd o victorie. Între dumneavoastră și această persoană văd că cineva va dori să lupte pentru dumneavoastră. Vă veți autosabota, veți avea un pic de neîncredere că această persoană va reveni, dar cu șasele de bețe văd că veți avea parte de victorie. Vi se vor face recunoscute meritele, persoana dumneavoastră. Văd foarte mult, vă veți întâlni la drum, văd atracție între voi, laude, aplauze și chiar, nu știu, vă poate cumpăra niște flori aici. Văd o victorie pe care o veți avea asupra acestei persoane. Alegerea noastră va fi victorioasă. Cavalerul de cupe, o propunere pentru o nouă casă, pentru o mutare de casă, unde văd că va ieși foc și pulbere, adică va ieși, văd o eliberare de trecut, o transformare de o suferință în care ați stat. O propunere de la drum sau să vă întâlniți la drum sau cu cavalerul de cupe și cu turnul aici o veți relua de la început această relație. Vi se va face o propunere romantică, să vă vedeți și văd că această persoană își va găsi, va căuta soluții în ce privește relația cu dumneavoastră. Văd că a ajuns la maturizarea sa emoțională. Dorește să vă stea alături, să vă sfătuiască, să vă ajute, se gândește la viitorul relației și vrea să aveți mai mult încredere sau încredere în el sau în ea. Și vrea să vă recucerească pe această încredere. Haideți să vedem și oracolul lunii ce dorește să vă spună. Semne de apă, scorpion, pește, am spus. Foc, berbecleu, săgetător. Haideți să vedem cifra 9. Poate într-o zi de 9. Astăzi ce e? 30. Zodia Fecioară. Ce vă sfătuiește acest oracol al lunii? Urmează un nou început pentru tine. Deci urmează un nou început între tine și această persoană.
Dar trebuie să renunți la ceva anume, să faci un compromis, trebuie să renunți a mai te uita în trecut sau trebuie să renunți la o situație din trecut. Un timp pentru a dărui, nu pentru a primi, zodia fecioară, cum spuneam, colaborare, parteneriat. Un timp pentru a dărui. Cineva va avea nevoie de atenția dumneavoastră, de prezența dumneavoastră, de iubirea dumneavoastră. Și ești pe punctul de a primi răspunsurile pe care tu le aștepți. Deci tot ceea ce te preocupă și te neliniștește, vei primi acele răspunsuri pe care tu le aștepți. Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare. Lăsați-mi un mesaj că sunt curioasă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și eu vă doresc să fiți iubiți. La revedere, data viitoare. V-am pupat!